România se află pe ultimul loc în Europa privind numărul de arme pe cap de locuitor, respectiv 0,7 arme la 100 de locuitori. În ceea ce privește județul Giurgiu, peste 3.000 de giurgiuveni dețin arme de foc, în jur de 1.500 dintre acestea fiind letale. În evidențele Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu sunt 3.227 de deținători de arme, aceștia deținând 3.800 de arme letale și neletale. În primele 10 luni anului 2013, polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase au anulat 158 de permise de portarmă și au confiscat 70 de arme. În România, legislația în materie stabilește condiții clare pentru autorizare, respectiv bonitate judiciară, verificări specifice și control la domiciliu, în timp ce în alte state este un regim mai permisiv. La noi în țară, pentru a deține o armă de foc, prima regulă este să ai cazierul curat. Solicitantul trebuie să depună o cerere la poliție alături de o fotografie și de rezultatele testelor psihologice și medicale. Cu permisul eliberat, doritorul își poate ridica pistolul de la magazinul de arme.